O să avem un coleg nou în echipă. Domnul Adam Michi a plecat în străinătate, ne-au sunat și ne-a spus că nu mai poate să vină și și-a dat demisia din funcția de consilier local. Va intra, sigur, următorul de pe listă. A fost validat domnul Borcăș Cornet și azi avem o zi festivă plin de punerea jurământului domnului Borcăș Cornet, noul consilier al nostru. O să-i dau doamnei președinte de ședințe să citească ordinea de zi, să prezinte ordinea de zi, după care vom intra în lucrările ședinței noastre. Vă mulțumesc! Având în vedere dispoziția penală numărul 71 din 21 aprilie 2017, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Tulverești, care va avea loc joi, 27.04.2017, ora 9.30, în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Tulverești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Adam Minche, inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Borcăș Cornet, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 38 din 29.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pârgărești, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de funcții publice pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea agenției privind achizițiile directe pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 8. Diverse. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de secretarul comunei. Articolul 3. Prin grija secretarului, dispoziția va fi comunicată instituției prefectului, județului Bacău. Primarului comunei Pârgărești va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi prezentată, vă mulțumesc frumos. O trece la punctul 1 al ordinei de zi. Da? Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Adam Michi, ca urmare a demisiei acestuia. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Punctul 2, domnul Borcăș, vă rog să vă prezentați. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință toate ceea ce îmi vine în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei. Așa să mă ajute Dumnezeu. Mulțumim! Semnați aici jurământul. Mulțumesc frumos, toate loc acolo. Ziua. O leacă de întârziere. Nici o problemă, domnul Constituție. La câte ședință, doamnă? La 9 jumătate? Da. Ce? M-am speriat că e la 9. Ce adică? Ce adică? Ce adică? Ce adică? Ce adică? Ce adică? Felicitări, domnul Borcăș Cornet. Vă mulțumim că doriți să faceți parte din echipa noastră. Credem și cred să facem lucruri bune pentru comunitatea noastră și să mergem înainte în acești 3 ani. Să fie spre binele comunității noastre. Mulțumesc! Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 26 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pârgărești. Se modifică, deci, hotărârea Consiliului Local 38 din 29.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local se modifică după cum urmează. La punctul 1, articolul 1, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodării,
gospodăriile comunale, protecția mediului, servicii și comerț și turism, domnul Adamichi se înlocuiește cu domnul Pontoș și Cotel. Dacă sunteți de acord? Mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, conform altelor normative în vigoare, respectiv legea 188 privind statutul funcționarilor publici, în fiecare an trebuie aprobat de către Consiliul Local planul de ocupare al funcțiilor publice în vederea promovării și recrutării personalului pentru ocuparea funcțiilor publice existente în organigramă și statul de funcții. În urma avizului primit de la Agenția Națională a Funcționarilor Publice, am inițiat acest proiect de hotărâre și a fi supus spre aprobare dumneavoastră. Planul de ocupare a funcțiilor publice cuprinde un număr de 15 posturi, respectiv funcția de secretar, care e singura funcție de conducere, funcții clasa 1, deci pe studii superioare 7 posturi și pe studii medii 8 posturi. În total există un număr total de 16 funcții publice în statul de funcție. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Se aprobă rectificarea din mediul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Cu suma de 95.000 lei la următoarele capitole 70.06 și 67.02, respectiv suma de 55.000 lei și 40.000 lei, sume necesare pentru realizarea două branșamente, nu doar la primar? Da. Două branșamente la Bagna și la... Da, branșamente de racordare pentru cămin Bagna, pentru că trebuie să facem recepția căminului și nu avem acel branșament 380, de care am discutat de multe ori și trebuie să plătim 300 și ceva de milioane, 40. Așa, aproape 40. Da, 40. Și la fel pentru extinderea rețea electrică pentru Rareș, 50 de milioane, da, care trebuie să plătim eonul. Și s-a luat din... din excedentul de anul trecut pentru a putea plăti, că n-aveam de unde din bugetul local. Dacă sunteți de acord cu această rectificare, mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre privind completarea, planului de investiții pentru anul 2017. Se completează planul obiectivelor de investiții pentru anul 2017, după cum urmează. La punctul ce al anexei numărul planului obiectivelor de investiții, se introduc următoarele puncte. Punctul 7. Taxă de racordare pentru extindere rețea electrică și iluminat public în sat Nicolae Strada Petru Rareș, în valoare totală de 55.000 lei. Și punctul 8. Taxă de racordare pentru căminul cultural din satul Bacna pentru strada pe strada Mihai Zăloveanu, în valoare totală de 40.000 lei. Deci, aceste două sume se regăsesc exact în rectificarea bugetară pe care ați aprobat-o anterior. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017. La capitolul 2 se introduce punctul 31, respectiv servicii de consultanță în eficiență energetică în vederea emiterii certificatului de performanță energetică pentru căminul cultural din satul Bacna. Nu putem recepționa căminul cultural dacă nu avem acel certificat de, spuneți cum, de performanță energetică. Și atunci e nevoie. Trebuie să prindem un planul de achiziții și să putem întocmi documentația pentru acel certificat energetic. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc frumos la diverse. Care doriți să ia cuvântul? Sau dacă aveți alte întrebări? Aveți altceva, doamna primar, dumneavoastră, din spus domnilor consilieri? Păi, întrebările de la ședința trecută a fost cu merele de la școală și atunci m-am informat de la domnul director.
Senatorilor, deja acel program s-a finalizat, s-a terminat, nu mai este. Așa, a rămas numai programul Cornu și Laptele. Nu a fost... Nu a fost mari probleme. Nu mai avut mere. Da. Nu. Se face pe o perioadă și în perioada sezonului rece mai mult li se acordă copiilor. Dar am întrebat dacă merele au fost de bună calitate primite și au zis că în mare parte au fost de bună calitate, dar mai sunt copii care mai țin în geantă, sub bancă și poate s-a întâmplat să fie nu mult stricat. Nu, cred că la săptămână și cel mai dus toate, ca să am făcut poate. Așa. Șapte bucăți și șapte zile. Da, s-au dar ei învață cinghile, de fapt. Păi, dar șapte nu, pe șapte zile le-a dat. Șapte zile le-a dat. Atât, de trei ori pe lună dă. Dar nu dăm fiecare zi. Alte probleme. Nu știți, am discutat mai târziu pe problemele care au fost. Nu știu, dacă vreți să mai discutăm acele probleme, domnul Bodea? Nu. Cu licitația. Ce să mai discutăm? Trebuie să rezolvăm, să vedem. O să facem ședința. Pentru când propuneți ședința? Că și dumneavoastră trebuie să... Nu. Ședință cu cetățenii, ședință publică. Domnule, ați spus problema și cu cetățenii, nu cum în cazul ăsta. Da, categoric. Da, ei solicită. Da, asta e și... Unii vorbesc. Una, alții îți fac, alții. Ședința pentru duminică. Da. Propuneți dumneavoastră cam cum? Când aveți liturghia să fie, eu știu, unul trebuie. Da, după 12, lumea la biserică. Da. Două, trei. Da, unul. Duminica asta? Tu nu, și Nicoreș, care au nu duminica asta, știți de ce? Ca să putem să ne lămurim pică asupra... Și acolo și Nicoreș, toți care au exact, situația și atunci stabilim. Eventual duminica viitoare, da? Ca să avem timp și noi să ne documentăm bine. Poate să vedem câtă perioadă putem amânări licitația. Cum este? Deci la prins prin hotărâri de consensă. Deci nu am dat un termen. A doi ani. Când se clarifică. Dar oricum, ca urmarea ședinței și asta, oricum prin ședință de consiliu. Se stabilește o altă dată subiectuală. Da, și câți pe cetățeni din Bacna au solicitat o ședință, o să facem, pentru că... Se continuă măsurătorile pentru cadastrarea terenurilor. Ieri a fost la ședință cu OCFI-ul. Într-adevăr, se merge foarte greu pentru că nu reușim să identificăm proprietarii de terenuri. De asta rog și pe dumneavoastră consilieri, care știți, noi am pornit cu Bacna crezând că e o zonă mai bună și proprietarii se cunosc mai bine, dar am întâmpinat multe probleme privind identificarea proprietarilor și n-am reușit să ne încadrăm în contractul respectiv. Se continuă. L-am întrebat pe domnul director de la OCPI până când? Până în 2030, așa că, dar noi trebuie să facem... Până în 2030, când mă mai întreba cetățeni, până când? Când se ajunge Părgărești în Bacna? Se va face din nou sectorizarea întregii comunii? Și sigur că vom continua, dar se merge foarte, foarte greu cu identificarea. Doar dacă mai aveți întrebări dumneavoastră, sunt persoane la putem... care sunt nemulțumite de faptul că încă câteva persoane care nu au plătit apa, încă au apă. N-au plătit nici pe suma de 250 de lei, nici nimic. Da. Dar nu pe traseul nou. Nu pe traseul nou. Sunt persoane. După cum știți, traseul nou. Pe s-a înlocuit țeavă. Nu mare problemă acolo. Pe scadelor și sunt oameni cu... S-a înlocuit conducta pe 530 de metri liniar. Să știți că mari probleme n-am întâmpinat, deci n-am găsit așa oameni să fie racordați. N-am reușit să categoric. Dar acum cine a racordat pe ei? Nu, s-a racordat. Nimeni nu s-a racordat, nimeni. Nu poți să ziceți că țava mică rămas. Țava vine, nu știm cine se țară înainte. Acum măcar nu s-a racordat nimeni, fără oricum au fost toți racordat de firma... Cei care s-au acordat la rețeaua nouă, oricum n-au fost scăpați de sub vedere, trebuia să-și achite datoriile plus acele contribuții. Și... Avem o persoană în capătul satului care, într-adevăr, are datorii și
n-a dat nici contribuția, dar nici nu-i recordată. Doamna Văleanu. Sunt unele probleme pe Poienița, iar că nu au doamna de acolo, doamna Popa, o și plătit și nu are presiune, după câte am înțeles. Acum ați rezolvat, mă bucur. Și încercăm. Într-adevăr, cei de pe Coșer, am avut o discuție cu dânsii și nu vor să dea acea contribuție. Dar o să dăm la ședință de la public. O să vedem cum. Oameni cu stare bună și chiar nu, nu dau nume acum, dar chiar nu vor. Fațăneți că nu o să nu dă. Categoric întâmpinăm greutăți în colectarea și acelor sume. Săptămâna trecută am fost sunată de doamna director de la CRAP. Ea mi s-a pus în vedere pentru că n-am reușit să respectăm eșalonarea. Eșalonarea ar trebui să se finalizeze în luna mai. Suntem pasibili, iar să ne trezim cu o notificare și să ne oprească apa. Mai avem de dat 800 de milioane. Nu au citit. Nici ăștia nu plătesc apa, am înțeles. Da, au fost citite contoarele, sunt 50, sume. 50, da, 50, 30 sumele sunt mici, dar adunate categorică. De citit, lumea ar trebui să vină, dar nu vine. Toți zic că am plătit, suntem la zi, dar în ziua asta trebuie fiecare lună, nu mă aștept. Eu zic că ar trebui mers pe traseu la poartă, merge pe traseu fiecare zi. S-au trimis în știință pentru cei care au sume mai mari și... Eu nu vin la poartă să ceară bani. Este și categoric la cablu vin și plătesc cablu, dar aici nu mai intră să plătească apa. Trebuie să le schimbăm mentalitatea, că trebuie să-și achite și apa. Am avut o discuție chiar cu o persoană, chiar s-a dat la mine femeia aceea, că a zis că de ce mă iau, că apa e, trebuie să aibă apă, orice cetățean trebuie să aibă apă. Dar dacă trebuie să ai apă, trebuie să și-o plătești, dacă o consumi, că nu este... Noi încercăm, categoric, vom mai merge și în controle, am mai fost, încercăm, Să știți că de obicei care sună sunt cu cele mai mari probleme. Care sună și așa, sunt cei mai răi plată. Ca și la Părăugoni, dacă pe Coșer s-a oprit apa o zi, deja domnul respectiv suna, ne căuta de era disperat, dar nu dă bani. Oricum, suntem în derularea documentației cu... Public, ca să vadă toată lumea cine e domnul ăsta. Nu, dar nu mai trebuie mie întregi. M-a plătit de la un milion. Dar cine nu plătit debrașat? Debrașat. Păi, dar ce tot atât? E foarte ușor de spus. Dar ce utilaje? Orice costă. Noi nu avem utilaje. Hai că avem doi oameni acum, de care ne folosim peste tot, dar nu avem acele utilaje. Așa e mai bine să-i plața în pierdere. Păi, dar nu. Este pentru că ești la zi cu plata. E vorba de suma aia care s-a fixat. Ah, suma aia, nu. L-a zis în urmă. Aici nu poți să faci nimic. Sigur, mă. Ce zic eu? Dacă era vorba de bani, nu mai Și pe Părgărești. Încercăm să convingem și pe cei. Sunt foarte mulți plecați în străinătate și categoric acea contribuție ei noastră. Dar nu, dar nu s-au trăit. Dar nu s-au trăit. Dar nu s-au trăit. Dar nu s-au cu caminul din satul. Da. E dată dispoziția când vrei, e făcutul. Da. Deci am dat la doamna contabilă, a fost cu buget, din cauza ta. Bine, eu înțeleg, numai ca să... După ședința de când a fost pe 30 martie, imediat am făcut de altă lucru. Urmează să vă dau copie și vizită următoare. Da, s-a constituit comisia, dar a fost o mică problemă săptămâna asta și pentru doamna, are un deces în familie, știți? Încercăm ca săptămâna viitoare... Săptămâna care vine, sigur, ajutează pentru acele forme de plăsoare. Oricum, nu o să putem anul ăsta să facem activități acolo, deci sunteți... Nu mai să știe oameni, vă spun cinstit, multă înțeleg greșit. Că, de exemplu, vă suna cineva, a zis că anul ăsta se face, de la anul ăsta. Și chiar l-am întrebat pe domnul Rudi, ce l-am sunat. Sinceră să fiu, poate și asta a fost, ca să mai prelungim o leacă preluarea, pentru că am înțeles că au fost și niște decese și la satul nou, și s-au mai făcut acolo și atunci s-au mai făcut pomeni. Nu trebuie să fac undeva, numai că orică e înțeleg greșit, orică... La pomeni, la necesie altceva, acolo chiar e urgență. Corect, de ce să fac pomeni? De ce nu să fac pomeni? Nu trebuie să fac pomeni. Nu trebuie să fac pomeni. Nu trebuie să fac pomeni. Nu trebuie să fac pomeni.
Eu nu că sunt contra să nu se facă, dar mulți zic chestia asta, că și la pomeni între oameni ca și la anunț. Nu știu plus că sunt pomeni care că nu este vorba de o oră, o oră jumătate, la anunț este o noapte întreagă. Dar nu trebuie să se întâmple ceva, nu trebuie o oră. Da, trebuie secunde. Nu noi am dat, nu trebuie, nu primării a dat. La anunț să tropăie, să dați seara, să bucuie. La satul noi chiar e problemă, la pomeni am dat, acolo chiar nu se vede. Și nu-i făcut de un institut, dacă mai aveți alte întrebări la diverse, da? Vă mulțumesc pentru participare, mult succes domnul Bortoș și să dea Dumnezeu să facem lucruri bune pentru comunitatea noastră. Sperăm. Numai bine și ne vedem să... Luna mai. Tot ce e posibil să mai avem și o extraordinară, pentru că apar. Deja știți, am demarat proiectele înființare sistem alimentare apă și s-ar putea să mai începem altceva și atunci o să fie nevoie de dumneavoastră și chiar doresc să veniți să participați. Poate aluna sunteți acum. Nu mă pot să știi pe câmp acum. 25 grade, ședința urmă. 25 grade. Cum ați aveți telefonul cu dumneavoastră sau dacă ați văzut să sunați înapoi? Asta este permisia domnișoare secretare, vă sună, nu răspunde și nu mai sunați înapoi. Când aveți... Mulțumim de prezență. Da, dar și de-o s-ar putea să sună de două ori.